Salutare, oameni buni! Pentru astăzi avem un bilet, avem o etapă intermediară în Italia și avem și câteva cupe. Meciul lui AC Milan cu Torino, un meci interesant. AC Milan este favorită, este pe un loc foarte bun pe locul 2. Napoli te-a mai făcut un egal, Milan nu a reușit o victorie. Acum sunt la egalitate de puncte 25, AC Milan și Napoli. Torino e pe 12, are doar 3 victorii, 2 egaluri, 4 înfrângeri, destul de slab, primit doar 10 goluri. O apărare foarte bună, iată, Verona a primit 18, Empoli 18, deci deosebire de 17, Lazio 12 a primit Inter, deși Inter a primit mai multe goluri. Milanul clar va fi aici la controlul jocului. Torino a pierdut Juventus cu Napoli 0-1-0-1, n-a pierdut la multe goluri, cred că nu dă multe goluri Milanul, eu o să pariez. Milan marchează 1-3 goluri la 1-32. Meciul 2 o să joc Villarreal cu Cadiz, din Spania, este meci în campionat. Villarreal, ciudată că în campionat pierde. A pierdut cu Osasuna 1-2, a pierdut cu Bilbao, cu Betis a bătut un 2-0, dar în Champions League a bătut 4-1 pe Young Boys, cu Manchester United a pierdut 1-2, dar era cât pe ce să scoată acolo un egal. Manchester i-a bătut în ultimul minut, cu Atalanta a făcut un 2-2, s-au concentrat foarte mult pe Champions League și iată că asta un pic îi costă în campionat. În campionat are rezultate destul de modeste, Villarreal e pe 13, cu doar 11 puncte în 9 etape. Cadiz e mai jos, e foarte slab, minus 8 gol averaj. Eu cred că Villarreal măcar astăzi trebuie să obțină victoria, să joc 1 solid la 1.35. Meciul din Cupa Ligii Angliei, Chelsea cu Southampton. Chelsea clar o echipă extrem de bună și sezonul acesta, după ce a luat Champions League sezonul trecut. Are foarte multe victorii în campionat, acum tocmai a făcut un 7-0 cu Norwich. Incredibil, are și victorii în Champions League, 4-0 cu Malmo. Cu Juventus a pierdut 0-1, dar în rest în campionat după aia a bătut pe Southampton, pe Brentford, lejer, controlează jocul, e o echipă foarte organizată, mai ales acasă, de obicei e o echipă bună. Acum e Cupa Ligii, clar, ei având și Champions League, nu vor forța poate atât de mult, evident că vor băga și niște jucători mai care n-au jucat atât de mult. Nu va fi ca meciul din campionat în care Chelsea a bătut pe Southampton 3-1. Southampton, în schimb, foarte modest, are înfrângeri cu Wolves, înfrângeri cu Chelsea, egal cu Burnley. În cupă, în turul precedent, Southampton a trecut de Sheffield, Chelsea a trecut de Aston Villa tot la penaltiuri, Southampton la fel a trecut la penaltiuri de Sheffield. Da, o să parez aici 1x și 0-3 goluri la o cotă de 1.70. 1x și 0-3 goluri. Aceste 3 meciuri avem o cotă totală de 3-0-3. Nu sunt meciuri grozave, cam astea sunt ponturile mele. Vă urez baftă la pariuri.